Am făcut calculul. Câți bani au primit Victor, Slav și Selina de la Antena 1 pentru cele 5 săptămâni la Asia Express 2024? Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar echipele înaintează nevoios pe drumul zeilor. Concurenții au ajuns deja în a doua etapă a jocului, cea din Malaezia, iar aici o nouă echipă a fost eliminată. Victor, Slav și Selina au fost cei care au părăsit competiția. Câți bani au primit cei doi, de la Antena 1, pentru cele cinci săptămâni la Asia Express? Noul sezon Asia Express îi aduce pe concurenții curajoși și îi postaze grele. Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, aceștia au de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri. Din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia, Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7. Însă, în Bali, cu siguranță, nu o să ajungă Victor Slav și partenera sa, căci aceștia au fost eliminați. Câți bani au primit Victor Slav și Selina, de la Antena 1? Așa cum spuneam, prima etapă din Malaezia a dus o nouă eliminare la SI Express. Cele trei echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansă au fost cele formate din Adi și Cosmin, Victor și Selina, Oana și Mișu. Acești concurenți s-au înfruntat în probe dure, iar la final, pe ultimul loc au ajuns Victor și Selina. Din păcate pentru aceștia, de data asta, zeul a fost roșu, iar cei doi au fost eliminați din cadrul competiției. Eliminarea acestora a adus multă tristețe, iar unii dintre colegii de competiție chiar au vărsat lacrima mare pentru Selina și Victor. Ei bine, deci competiția se-a Express s-a terminat pentru ei mai devreme decât se așteptau. Victor și Selina nu au plecat acasă cu mâna goală. Cei doi au fost plătiți destul de bine de Antena 1 și au încasat bani frumoși pentru cele 5 săptămâni de joc. Mai exact, cei doi ar fi primit împreună 3.000 de euro pentru fiecare etapă, 4 zile de filmare, o săptămână de difuzare. Aceștia au rezistat în competiție 5 etape, deci au primit 15.000 de euro, în total. Victor Slav și Selina, eliminați de la ASI Express. Deci Victor Slav și Selina au terminat cursa pe ultimul loc. Puțin sunt.